Bună seara, stimații telespectatori! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Business Philosophy, aici la Canal 33. Și o emisiune care este dedicată, cum bine știți, când sunt eu moderator, naturii, sălbăticiei, o natură pe care pădurile din România, și nu doar pădurile, că trebuie să ne referim și la Delta, o au cu dărnicie. Astăzi vom vorbi despre un subiect mai puțin actual în, să zicem, în media noastră, despre zimbrii, despre bouri și despre ce au însemnat ei pentru poporul român și pentru biodiversitate în general, despre cum am putea să-i aducem aici. Vorbim cu un specialist renumit, cu biologul Nicu Pârloc, cu care v-ați obișnuit, ați mai vorbit, n-am aici în cadrul emisiunilor și despre alte subiecte pe zona de cinegetică. Bine ai venit, Nicu! Bine te-am găsit și bine am găsit și pe prietenii noștri, telespectatorii. Da, se răspune la mulți, la mulți ani, ani, evident, bun. La mulți ani tuturor, la mulți ani Laurențiu, la mulți ani tuturor prietenilor și urmăritorilor noștri. Și ce să spun, subiectul convenit cu tine e mai mult decât interesant, deși pare cumva o forțare, o exagerare, pentru că vorbim de două animale simbol în egală măsură, nu numai pentru țara Moldovei, implicit și pentru România, dar și pentru alte state europene care erau avut în faună. Atât bourul cât și zimbrul, din care astăzi, din nefericire, doar zimbrul mai supraviețuiește și nici acesta nu o duce ca bine, suficient de bine ca specie, sunt niște vestigii ale unei vremuri de mult apuse, unei vremuri în care puteam vorbi de megafaună, așa numita categorie în care includem toate marile mamifere de mult apuse, mamiferele de talie mare, megafaună care astăzi a supraviețuit foarte cu greu și foarte rar, în special în Africa, unde mai găsim asemenea animale, în sud-estul Asiei, puțin în America de Nord. Le-am restrâns habitatul, totuși. Le-am restrâns habitatul, iarăși problemele legate de climă, apariția bolilor, dar în special pe primul loc omul e de vină pentru restrângerea habitatului acestor specii din megafaună. Iar, după cum am menționat, zimbru și bourul sunt poate cele mai carismatice reprezentante ale megafaunei în continentul european. Păi, vorbeam și înainte de emisiune, de debutul emisiunii, că în general popoarele au avut așa ca totem, ca simbol, câte un animal important care face parte, iată, din megafaună sau care cumva le-a inspirat putere și siguranță. Românii, ca să spun așa, uite, americanii au rămas consecvenți. Ei au mers pe vulturul lor. Americanii și n-au avut simbol. Ei sunt un popor mai nou care, da, de 200 de ani au ca simbol nu numai vulturul de care aduce aminte, vulturul de mare cu capul alb, deci ruda coldalbului nostru din Delta, să spun așa, ci și ruda cea mai apropiată a zimbrului nostru, bizonul american. Bizonul american, care l-au făcut, da, de asemenea, un simbol al lor, preluat în mare parte, da, de la, nu e atât de frecvent. Hai să ne întoarcem pe ținutul nostru și să ne gândim la faptul că dacii au avut ca simbol lupul, da, cu capul de șarpe, cu corpul au de șarpe. Și ursul, au avut chiar și zimbru și au bourul. Avut, după aia au venit în epoca feudală, mă rog, în partea asta cu medievală. Când s-au stabilit au heraldica și simbolurile. Zimbru, da, bourul, și ca zimbru. Și zimbru. Și apoi, și acum, în zilele noastre, avem ursul. Păi, l-am tot schimbat așa. Să luăm un pic în ordine, da, de daci. L-am schimbat și nu l-am schimbat. Dacii au fost un popor războinic, în mare parte pastoral și agrar, dar mai mult pastoral decât agrar. Și evident că, la fel ca celelalte popoare din jurul lor, latinii, grecii, germanicii, sciții, celții, evident, adorau și respectau nu doar lupul și ursul, care erau considerate pentru războinici, dar și bourul și zimbru. De ce bourul și zimbru? Pentru că aceste animale au rămas în conștiința străveche a oamenilor și mă refer la încă din perioada epocii de piatră, după, înainte chiar de apariția indo-europenilor propriu-zis, ca niște animale foarte importante. De ce? Pentru că atunci când oamenii erau, să zicem, primitivi, cu ghilimele de rigoare, erau vânători.
Iar unde cele mai căutate vânate, specii de vânat, erau aceste două specii, zimbru și bourul. De ce? Pentru că oferau o carne de calitate și erau mari. Adică pe vremea aia existau și trăiau zimbri și bouri mai mari decât cei din zilele noastre. Dacă vă imaginați, procesul de degenerare a speciei și-a pus amprenta și pe aspectul său fizic. Și evident că erau adulate de vânători, evident că erau pictate în peșteri. Iar odată cu stabilirea populațiilor sedentare și mai ales a agriculturii și a creșterii animalelor, hai să spunem direct, zimbru este strămoșul direct al vacii. Deci noi fără zimbru, bourul. Noi fără bour nu aveam vacă astăzi. Deci nu mai aveam toată, și să fiu sincer așa, gândiți-vă puțin cât de mult a influențat vaca istoria omenirii. Sunt două animale animale domestice fără care omenirea n-ar fi explodat ca număr și n-ar fi putut să se susțină. Găinile și vacile. Iar strămoșul direct al acestei... Și porcul? Și porcul, evident, într-o măsură mai mică. Gândiți-vă că vacile ofereau... chiar și la vechii români era bogăția măsurată în număr de vaci. La multe popoare, de fapt la toate popoarele care au cunoscut vacile, înainte de apariția epocii moderne, bogăția unui clan, bogăția unei familii, și bogăția unui individ în care India, vrea să se însoare, era în vaci. Și de multe ori proprietățile se schimbau pe vaci. Miresele se cumpărau cu vite. Nu e nimic rușinos în asta. Era o valoare care putea fi schimbată și o valoare care putea fi valorificată, să zic așa, într-un mod deosebit. Putea fi vândută, sacrificată, carnea sa era într-o cantitate suficient de mare, dădea lapte, dădea... Na, o vacă să trăiește așa. Mai mult, face o vacă viței... trăiește, evident, mai mult, poate fi vândută ca să facă viței, poate fi folosit la muncă bou, iarăși facem mult paralel între bou și bour, care boul nu este altceva decât un taur castrat, vă dați seama, și pus la muncă. Deci, foarte important bourul la prima... Cum s-a înțeles poporul nostru cu această mare sărbăticiune? Într-un mod foarte interesant, pentru că, să spun, la momentul etnogenezei poporului român, teritoriile românești rămase din Dacia după retragerea aureliană încă erau extrem de sălbatice. Mai mult de 99% din teritoriul de astăzi al României nu era locuit. În schimb, peste tot erau sălbăticii, erau păduri imense, erau câmpii. 80% din teritoriul actual... Cam 70%, zice Giurăscu, în istoria pădurii românești, cam 70% ceea ce e imens. Adică erau golurile alpine? Golurile alpine și câmpia Bărăgaului și Stepa Dobrogei. O parte din Stepa Dobrogei, pentru că codrii din Măcin și din Babadac de astăzi erau un corp continuu de pădure care cobora aproape până aproape de Constanța. Deci foarte puțină stepă mai era, în schimb era pădure multă. Iar în aceste zone de pădure trăia zimbru. Că aici trebuie să facem diferență. Era între cele două specii după ecosistemul pe care îl ocupa fiecare. Zimbru a fost un animal de pădure, mai precis de crâng, de pădure de deal, de pădure de câmpie, niciun caz de pădure de munte. Pe când bourul a fost un bovit sălbatic al spațiilor deschise și al stepei și al silvor stepei, presărată cu puțin copaci. Ori în aceste contexte, vă dați seama că poporul român, care deja, la fel ca celelalte popoare care se formau atunci, cunoșteau vacile domestice, aveau de-a face și cu vaca sălbatică, vaca neagră, cum îi se spunea, bourului, pentru că datorită culorii sale, și îl vâna, dar îl vânau doar pentru carne sau îl vânau domestici? Îl vânau pentru carne, pentru că nu se mai putea domestici, era un animal de sine stătător, oamenii aveau vacile lor. Era un animal extrem de agresiv. Nu se știe exact, probabil în perioada preistorică a paleoliticului se domesticise deja bourul și se transformase în boul și vaca pe care îl vedem astăzi, dar era vânat, niciun caz până a fi distrus. Aici o să facem o pauză foarte interesantă, o să discutăm subiectul de dispariției sale, pentru că nu se știe foarte clar, avem doar niște teorii, dar foarte interesante. Dar să revenim la momentul acela istoric, existau bouri, erau vânați, erau aduse vânătoarea bourului și a vărului său, să zic direct, zimbrul. Vorbesc de faptul că era un animal extrem de periculos, iar ultimele cronici legate de zimbrii, care semănau foarte mult cu bourul la temperament, să spun, spun că vânătorii bătrâni români din munții Căliman și ai Gurghiului, care îi vânau, spuneau că vânătoarea unui zimbru nu se compară ca periculositate cu cea a unui urs, pe care o numeau chiar o jucărie.
chiar așa spune, este vânătoare. Da, urs este o jucărie intrau comparativ. După ei, intrau după urs, comparativ cu un zimbru care era extrem de rezistent la armele, chiar și la primele arme cu foc. Era extrem de agil și de imprevizibil, foarte agresiv odată ce era rănit, nu mai cunoștea frica, nu mai fugea, căuta, exact cum face bivolul sălbatic african, căuta vânătorul să-l omoare. Deci nu mai avea, și dacă atunci nu-l nimerea pe vânător, rămânea rănit în pădure și dacă vedea peste un, dădea pentru un tăietor de lemne sau peste un cioban, îl omora. Deci nu era un animal cu care de luat în glumă. Iar, și în ciuda masivității este și foarte agil. Înapoi la zimbru, înapoi la zimbru trebuie să menționăm două aspecte foarte interesante. În toate popoarele vechi ale Europei în perioada antică, la germanici, la celți, la daci, la geți, la sciți, vânătoarea unui zimbru era considerat testul suprem de bărbăție pentru tânărul războinic care urma să intre în casta războinicului. Deci cel care dobora un boar era văzut mai viteaz decât cel care dobora un urs, ca să vă dau un exemplu. Iar coarnele bourilor au rămas din acest motiv extrem de prețuite, foarte, foarte prețuite, până chiar și după ce dispărea animalul, pentru că rămăsese impresia că numai capetele încoronate pot beneficia de un corn de bour din care să fac o cupă de băut. Avem documente vechi din 1600 care vorbesc că pentru în Transilvania, cel puțin, pentru un corn de bour se plăteau cam 100 de blănuri de jder, adică o sumă imensă. Iar cine știe cât de importantă și cât de scumpă era blana unui jder, cu care, de exemplu, chiar și în jurul anilor 1900-1920 în Bucovina puteai să-ți cumperi o pereche de boi cu blana unui jder, își dă seama cât de important era bourul și respectiv coarnele sale din totdeauna pentru oameni. Cezar îl considera cel mai periculos animal din Europa și în lucrarea sa de Bello Gallico, războiul cu care a scris-o după războiul cu Galii și cu cucerirea Galiei, povestește despre cum îi vânau vii galii pentru a-i vinde, pentru a fi folosiți ca animale de luptă în arenele romane. Săpau gropi pe care le căptușeau cu piei de animale, pe care puneau diverse uleiuri, ca copitele bourilor să nu mai poată să aibă aderență, să se ridice din groapa respectivă. Le acopereau cu crengi și hăituiau animalele până acolo, ca să le prindă vii. Dar, repet, doborârea unui bour și a unui zimbru a fost considerată testul de bărbăție suprem multe mii de ani. Și ca să ne mai gândim la surprizele oferite de istorie, uitându-mă prin documente, am găsit diverse legende legate de celebrul cioban Bucur, care a întemeiat Bucureștiul, cetatea Bucureștiului, care la început a fost o stână, să recunoaștem, de-a lungul Dâmboviței, pentru că găsise un luminiș de pădure, avea și apa Dâmboviței, care evident atunci era mai curată decât toate apele care le vedem azi la munte, avea un pic de câmpie și putea să-și crească oile acolo. Deci ce rămâne important la Bucur este că în legendele și baladele, mai ales în baladele respective, el vorbește despre feciorii săi care nu au primit dreptul la moștenire și la însurătoare decât după ce ar fi doborât în luptă, deci după ce ar fi vânat cu sulița, cu arcul, cu toporul, pentru că alea erau armele pe vremea aceea, un zimbru sau un bour. Care e diferența între zimbru și bour? Sunt niște animale și diferite, dacă este să le vedem reproducerea, și extrem de asemănătoare genetic vorbind. Deci, în primul rând, bourul, că de el e mai important că a dispărut, era un bovid fără cocoașă, deci semăna, nu avea grumazul ridicat ca al zimbrului sau al bizonului, dar era în schimb foarte musculos, avea o ceafă foarte puternică, foarte musculoasă și ca înfățișare semăna enorm de mult, foarte, foarte mult cu un taur de corida spaniol, de acela negru. Spre deosebire de taurul de corida, era mult mai mare. Dacă taurii de corida astăzi au fost selecționați la aceste exemplare care le vedem astăzi în arenele de corida, care nu depășesc 400-500 de kilograme. Nu. E un standard 600, al lor în care nu depășesc asta, pentru că în corida ei sunt foarte mult interesați de un animal foarte agil, care să nu obosească repede și care să fie extrem de capabil de eschive și de atacuri în continuu, ca să dea spectacolul acesta specific coridei. Deci bourul era mult mai mare decât el, atingea cam o tonă, iar în perioadele interglaciare, deci să zic așa, bourii din Pleistocen erau și mai mari decât cei de astăzi. Puteau atinge o tonă jumătate chiar. Deci un animal cumplit. Era, păstrând proporțiile cu taurul de corida, era mai suplu chiar dacă era mai mare la corp, mai zvelt și coarnele sale erau proporțional mult mai mari.
Vorbim de talia lui care astăzi ne impresionează și armele sale teribile, coarnele. Și trebuie să ne gândim că un animal nu evoluează spre cu asemenea date biologice decât ca răspuns a unor stimuli externi. De ce era el atât de mare și atât de puternic? Și acum trebuie să ne gândim un pic cine îl vâna pe el înainte de oameni, în afară de oameni și chiar și înainte de oameni. Gândiți-vă ce dușman natural avea el în Europa. Avea hienele de peșteră, care erau extrem de asemănătoare cu hienele de astăzi, numai că erau mai mari. Dacă o hienă de astăzi atinge maxim 60 de kilograme, aceea avea 120. Avea leii de peșteră, iarăși mai mari decât leii din Africa. Avea leoparzii europeni dispăruți, toate aceste specii dispărute. Aveau lupi, haite de lupi mai mari, aveau urși de peșteră. Aveau, deci, o droaie de carnivore, să zic așa, extrem de mari și de periculoase, care, la care el a trebuit să răspundă cumva. Și de asta fizicul său a luat această adaptare la dușmanii săi naturali. De asta vorbim de tauri, de masculii, deci masculii erau negri și aveau ca semn distinctiv o bandă albă, o dungă albă pe spinare, de la baza cozii până dincolo de ceafă. Deci asta era forma sa distinctivă și banda aceasta o mai vedem la rasele vechi de vite. Dacă ți-aduce aminte, inclusiv la Bruna de Maramureș sau Bruna de Munte, chiar și la Sura de Munte, rase vechi românești și nu numai la rasele de vite românești, toate rasele care păstrează mai mult, mai bine din caracterele genetice ale strămoșului lor zimbri, au această bandă albă de-a lungul spatelui. Spre deosebire de el, femela, vaca de zimbru era diferită, era mult mai mică și dacă el era negru complet, cu excepția bandei, ea era, avea o culoare foarte diferită, era castanie deschisă, cam ca scorțișoarei de astăzi, dacă este să credem toate datele străvechi și toate cronicile care vorbesc despre ea. Viței, la fel, semănau cu mamele lor, erau roșcați. Zimbru, ca să trec la vărul său, îl știm cu toții, îl putem vedea, îl putem admira, seamănă mult cu bizonul nord-american, numai că sunt niște diferențe un pic de formă și talie. Bizonul e un animal mai mult păscător de iarbă, de asta are capul mai jos plasat, zimbru are capul mai sus plasat, pentru că el mânca mai mult frunze din arbuști și din subarboret. Și este mai puțin lânos, mai puțin blănos decât bizonul, pentru că trăia într-o climă un pic mai caldă decât cea din America de Nord, mai ales că nu trăia în viscolul prăieriilor, trăia mai mult în zona de pădure, dar un animal și era mai înalt ca bizonul, este mai înalt ca bizonul și mai suplu, deci are și o caracteristică, un animal care trăiește, s-a adaptat într-un mediu mai arboricol decât stepa, prăieria, să o numim cum vrem. Deci cam acestea erau dimensiunile. Diferențele de talie înclină un pic spre bouri, care ar fi fost mai mare, mai greu un pic decât zimbru, cu toate că și zimbrii din vechime erau mai mari decât cei de astăzi. Deci, cumva, dacă e să analizăm specia de la începuturile sale până în prezent sau până la dispariție, cum a fost bourul, putem vedea o egalitate între ele, ca și categorie. Cum se reproduc? Foarte greu. Se reproduceau foarte greu. De fapt, știm cu toții că bovidele, mai ales bovidele sălbatice, au o rată de mulțire destul de ridicată, cam la 2-3 ani. Cam la 2-3 ani. Mortalitatea era mare, atât la zimbru cât și la bur. Mortalitatea infantilă, adică viței mureau în urma unor atacuri. Erau, mult mai, erau mai mici, erau evident niciun leu, un urs sau un zimbru sau o haită de lupi n-ar fi încercat un mascul puternic, un taur mare, ci toate căutau în primul rând să atace aceste femelele și pui. Mai era o problemă a speciei lor. Masculii bătrâni, în loc să stea de multe ori cu ciurda, se depărtau, nu să stea cu grupul, trăiau izolați, căutau femelele mai mult în perioada împerecherii, așa că nu stătea tot timpul să-și apere viței, nici nu aveau un instinct pattern, să zic așa, foarte dezvoltat. Știu că am avut chiar la Centrul de Biodiversitate agrosilvic la care lucrez în cadrul Academiei Române, am un coleg cercetător pe reproducere, exact pe zona asta, și ar fi încercat, mă rog, să facă anumite studii și chiar și cercetări pentru o reproducție mai, să zic, științifică a zimbrului, că bă, nu mai avem, și
N-a reușit pentru că e foarte greu. Zimbru nu rezistă la în captivitate. Nici în captivitate și stresul nici captivității pe femeile le face de multe ori și infertile. Nici la injecția asta de la inseminare artificială. Inseminare artificială. Da, pentru că stresul la captivitate. Adică există riscul să și crape inima în el și să nu poată să facă le face pur și simplu le oprește ciclul hormonal, evident, ovulele nu mai sunt secretate. Referitor la zimbru, el a avut niște probleme foarte mari. Eu chiar și astăzi îl văd o specie cu mari probleme, îmbătrânită genetic și nu-i dau foarte multe șanse. Nu vreau să fiu un pesimist, dar nu dau foarte multe șanse. De ce spun asta? Gândiți-vă că el a fost braconat până aproape de dispariție. În ultima cireadă sălbatică a fost omorâtă în al doilea război mondial în celebrii codri ai Belovejei din Polonia și Belarus, unde și astăzi este cea mai mare rezervație de zimbri decât armatele germane, moarte de foame. Da, vorbim deci despre asta, scuză-mă, dar da, trebuie să luăm câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi, dragilor, și revenim curând. Mulțumesc! Șamanism. Înțelepciunea metodelor și practicilor șamanice. Încercăm să ne orientăm printre ceea ce urmează, confruntarea cu această tulpină numită Delta. În prezent, mulți oameni vorbesc despre vibrație, despre energie, despre o energie bună, despre o energie mai puțin bună. Ne întâlnim la această ediție și vorbim despre luna plină. De ce înșală femeile? Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală, care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie? Dedic această ediție reinventării de sine. În perioada grea a pandemiei, tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri, naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata? Am revenit în direct, dragilor. Vă mulțumim că ne-ați așteptat. Din nou cu biologul Nicu Pârlog, specialist în fauna sălbatică. Rămăsesem înainte de publicitate la povestea, să zicem povestea, la relatarea cu dispariția zimbrilor din sălbăticie undeva deasupra României, în Polonia, la granița dintre Polonia și Belarus. Războiul se pare că a fost factorul al doilea război mondial a fost factorul care a dus la dispariția zimbrilor din sălbăticie.
Pentru că, într-adevăr, ultimul nucleu rămas acolo a fost masacrat de armatele germane, care au vrut să-i mănânce pur și simplu. Și chiar asta s-a întâmplat cu ei. Și specia mai rămăsese doar în grădinile zoologice. Într-un număr foarte mic pentru sănătatea sa genetică. Doar 12 exemplare. De asta spun că el este o specie cu mari probleme astăzi. Și de asta el nu mai poate supraviețui foarte bine în condiții de sălbăticie totală. Poate cu ajutorul omului, cu condiții de sălbăticie, când trebuie vaccinat, trebuie să îi se dea hrană când iarna este. Nu mai e un animal atât de puternic, descurcăreț și vigoros ca strămoșul său, ca zimbri de odinioară, să zic așa. Deci, din acele 12 exemplare, trebuie să remarcăm un lucru, că mai rămăsese unul dintre ele, nu era chiar zimbru european, era dintr-o altă subspecie a zimbrului, zimbru de Caucaz, cerebrul Dombai, cum îi se spunea în zona aceea, mai mic decât zimbru european și decât cel din Carpați și decât cel din Polonia. Pentru că, fac iarăși o paranteză, am avut 3 specii de zimbri, dintre care cea care trăia la noi era distinctă, 3 subspecii. Era bison Bonasus, zimbru din Rusia, din Prusia, din Polonia, din nordul, să zic așa, zona nordică a continentului, zimbru din Europa Centrală, Carpați, zimbru de la noi și zimbrul din Caucaz. Zimbrul de la noi a dispărut. A dispărut în jurul anilor 1830-1840 și cam asta a fost povestea lui. Nu mai avem nimic decât despre el. Decât relatarea celui mai celebru zimbru, să zic așa, românesc. E vorba de o mică poveste interesantă pe care trebuie să vă spun neapărat. Cel mai celebru zimbru din România, din spațiul transilvan, a fost un gladiator. Adică a fost prins de vițel de către nobilii maghiari în jurul anului 1700, de undeva din codrii din munții Gurghiului și trimis la Budapesta, unde a fost pus să se lupte în arenă cu alte animale sălbatice. În special cu celebrii boi de pustă maghiari din rasa aceea lor, boi aceia, citaurii aceia, gri la culoare, cu niște coarne foarte mari. Iar ambasadorul englez al vremurilor, că acolo am găsit relatarea, povestește despre ușurința cu care zimbrul din Carpați, Mișca, avea și un nume, reușea să-și înfrângă adversarii. La aceste lupte de animale participau persoane ilustre, nu numai nobili maghiari, ci și inclusiv din aristocrația suedeză, aristocrația austriacă, germană, veneau să vadă așa ceva. Iar gladiatorul era, nostru, adevăr, gladiatorul de nostru Mișca, și-a demonstrat încă o dată forța în momentul în care grajdul de lemn în care era ținut, alături de celelalte animale, a luat foc accidental, ne spun și sursele istorice. Mișca era legat, pentru că era legat cu lanțuri, era un animal considerat periculos, nu era eliberat decât atunci când era obligat să se lupte în arenă și de frica focului Mișca și-a demonstrat forța rupând lanțurile foarte grele și reușind astfel să se salveze cu viață. Se salveze cu viață pentru că cariera sa de luptător a mai durat cam 12 ani și a murit de bătrânețe din cauza faptului că îi se tociseră și dinții, nu mai putea rumega cum trebuie, nu mai putea... Da, procesul biologic de degradare al organismului și a murit de bătrânețe, cel mai viteaz și, ce să zic așa, cel mai celebru zimbru de la noi din țară. Deci noi nu mai avem zimbri carpatini. Zimbri din subspecia noastră, bison hungarorum, nu mai există, iar dacă e să comparăm tot ce știm de le, știm tot de la cronicile străvechi, că comparativ cu zimbru de astăzi din Polonia, care a fost reintrodus și în România, și în Rusia, și în toate țările europene în care astăzi mai sunt nuclee, zimbrul nostru din Carpați avea coada mai lungă, fruntea mai lată, dimensiunile erau aproximativ egale cu ale lui și se pare că avea blana un pic mai lungă, probabil că din cauza că vremea aici în zona Carpaților era... zona pădurilor noastre era mai rece. Ne întoarcem un pic la bizon. Zimbrul nostru nu mai există. La boul, pardon. Subspecia care a trăit la noi. Cum a dispărut boul? Și mai interesant, se presupune că boul a dispărut din două mari cauze. Braconajul, pentru că suntem tentați să spunem că omul a vânat aceste două specii până le-a extins. N-a fost așa. Primele legi de vânătoare, și aici trebuie să vă spun ceva interesant, date în lume, respectiv în Europa, au avut ca obiect tocmai protejarea zimbrilor și a bourilor de către țărani.
de către săteni care sufereau de foame adesea în Evul Mediu. Veneau perioade de foamete, de secetă, de molime, de invazii, de războaie, când oamenii de rând nu mai aveau ce mânca propriu. Nu trebuie să ne uităm urât în trecut la ei, nici pentru ei. Și evident că pentru ei forma de subzistență în aceste perioade aprige a fost vânătoarea. Vânătoare, adică doborârea fiecărui animal sălbatic fără niciun fel de control și fără cote de vânătoare. Ori doborârea unui zimbru sau unui bour asigura hrana unui sat întreg pentru 3-4 zile. Iar se poate supune că oamenii i-au braconat, să zic așa, până la dispariție. Mai este o altă teorie interesantă care ne spune că bourul a murit datorită unor boli transmise de vacile domestice. Și eu înclin să cred că asta a fost, să zic așa, cuiul din coșciugul bourului. De ce? Gândiți-vă că el se trăgea din vaca domestică, era extrem de asemănător genetic cu el. Deci, evident, orice boală pe care o aduceau vacile, vaci cumpărate, de exemplu, în Asia Mică, aduse din Egipt, aduse din zone unde nu trăiau bouri, puteau veni cu diverse forme de boli, de virus pe care nu-i cunoaștem. Iar el, vacile acestea erau lăsate să pască în sălbăticie pe timpul verii. Intrau în contact cu bourul sau își lăsau urmele prin zone în care urmau să intre și bourii. Deci infestarea bourilor se putea produce așa. Pentru că altfel nu se explică de ce el a dispărut brusc în jurul anilor 1600, mai precis în 1670, a murit ultima femelă de zi de bour în pădurea Jaktorov, tot din Polonia. Se presupune că la noi ar mai fi trăit până pe la 1700 în codrii Moldovei. Nu avem documente istorice care să ateste asta 100%, dar ne putem gândi că acest lucru era posibil, pentru că Moldova era o zonă mult mai sălbatică decât Polonia, în care cadrul natural era mai puțin populată și cadrul natural mai intact, deci au trăit și acolo și înclin să cred că bolile aduse de animalele domestice i-au distrus. Spun asta pentru că în toată Europa bourii au avut un areal mai mare chiar decât al zimbrilor. Zimbrii au fost relativ puțini, mai mult în partea de est, dar bourii au trăit din Anglia, din Franța, din Spania, până dincolo de Volga. Și cu toate acestea, în jurul anilor 1670, au dispărut cu toții din sălbăticii. Deci atunci a fost dispariția sa totală. Știu că pe vremea lui Ceaușescu erau foarte prețuite și astăzi sunt timbrele, cel mai prețios și valoros timbru emis vreodată din România sau emis din vreodată, nu știu dacă filatelia europeană, dacă din lume. Probabil că alte timbre au fost evaluate mai scump decât acesta. Cea mai valoroasă colecție filatelică emisă vreodată de Poșta Română este celebra colecție a capului de bour, puține exemplare, care astăzi, nu știu, cred că costă mai mult de 1 milion de euro un exemplar. Cred că da. Sunt foarte rare și nu știu sigur, dar știu că sunt extrem de scumpe. Și cine are așa ceva poate să spună că s-a îmbogățit, dacă va găsi un colecționar care se plătească o sumă. Probabil că va putea fi socotit și ca obiect de patrimoniu. Capul de bour de ce este valoros? Și în spatele lui o poveste și mai interesantă. Noi cunoaștem cu toții povestea fondării Moldovei. Capul de bour este simbolul Moldovei, dar vedem că în simbolul Moldovei este și bourul și zimbrul. Am spus-o la începutul emisiunii și acum vreau să detaliez un pic. De ce? Avem momentul fondării statului moldovean centralizat, pentru că să nu ne închipuim că până să coboare Dragoș Vodă cu ceata sa de război, nici Moldova nu trăia oameni sau nu erau comunități umane. Evident că existau, dar nu erau centralizate și nu erau strânse sub conducerea unui singur om. Deci el a venit acolo și a făcut prima dinastie unificând toate acele județe conduse de juzi și de cnezi din Moldova și a ajuns acolo coborând pe apa Moldovei, că avem iarăși titlul legendei adevărate, la o vânătoare de bour, un animal extrem de periculos. El, Dragoș, făcea parte din familie nobiliară românească a Maramureșului, a trecut munții spre Moldova pe cursul acestei ape, a urmărit bourul, l-a rănit în timpul vânătorii. Cățeaua sa favorită la vânătoare a fost ucisă. Molda o chema, de la ea a dat numele râului, care râul a dat numele provinciei mai încolo, Moldova. A doborât acel, l-a găsit până la urmă și l-a doborât pe acel bour și din capul său și-a făcut efigie, simbol
în heraldica românească, cel mai vechi și cel mai cunoscut simbol și cel mai apropiat probabil este capul de băur. Primul care l-a folosit direct în documente este Petru I, însă și strămoșul direct al lui Ștefan cel Mare și fondatorul dinastiei mușatinilor, Petru I Mușat în Moldova, după care până în timpul lui Ștefan cel Mare a fost băurul, după care se pare că băurul nu a mai fost atât de mult, pentru că în documente vedem pus capul de zimbru. Iar capul de zimbru și capul de băur au alternat în istorie de vreo 3-4 ori, până când ultima dată, cred că pe la 1700, îl avem iarăși capul de zimbru trecut. De atunci n-a mai fost folosit în Moldova ca fiind efigie statală, de când, evident, s-au instalat și domniile fanariote în Moldova și s-a terminat cu dinastie tipic românescă. Interesant, nu? Da, spuneai totuși, acum să revenim la realitate. Cam câți sunt, câteva zeci? Eu unul am întâlnit într-o semi-sărbăticie. Astăzi la România poalele, ar mai exista aproximativ 100 de zimbri. Cu tot ce trăiește și în sălbăticie și e în Parcul Național Vânători Neamț. Da, da, da. Cel mai bun, dacă mă întrebați pe mine, este cea mai bună zonă pentru zimbru. De aclimatizare. Am văzut că sunt trăiesc deja în semi-sărbăticie. Au și contact cu oamenii care, mă rog, cu pădurarii, cu rangerii parcului, care au grijă de ei și sunt urmași, feresc cu oamenii. Sunt urmași, aceia sunt urmașii direcția ai zimbrilor importați din Polonia de către statul român și de către silvicii noștri în 1958, când a venit primul exemplar. Și de atunci, în carta internațională care ține evidența exemplarelor de zimbri, a rămas, bine, iau regulă acolo, toate exemplarele de zimbru care se nasc în România, trebuie să aibă nume care încep cu R. Că îl cheamă Ramon, Rahan, Robert sau Rodica. Rudolf sau orice alt nume ne putem imagina care să înceapă cu litera R. Toate sunt așa. Și la fel și pentru alte țări. În Ungaria trebuie să înceapă cu U, în Slovacia cu S. În Rusia iarăși cu R. Păi de ce? Nu știu de ce. A fost o decizie luată atunci, acum vreo, cred că sunt vreo 70 de ani, dacă nu mă înșel. Sau aproape 70 de ani și probabil oamenilor le-a plăcut, le-a rămas ideea aceasta. I-a văzut la Hațegunul, îl chema că nu mă refer la numele care le dă îngrijitorul sau directorul grădinii. Mă refer la numele care ei sunt trecuți în pedigri, pentru că fiind niște animale atât de rare, înmulțirea lor este supravegheată și ținută în pedigri. Aici, la regală, legat de mulțirea lor, trebuie să ne aducem, să mai menționăm un lucru foarte interesant. V-am spus că zimbru de astăzi e o populație degenerată care provine din doar 12 exemplare. Sovieticii au știut acest lucru și în nucleul lor de zimbri, care și l-au dezvoltat în zona Ucrainei de astăzi și chiar și prin pădurile din Rusia, au combinat, au corcit, să zic așa, zimbrul european, ce mai rămăsese din el, plus cel din Caucaz, cu bizoni americani, făcând un fel de hibrid, nu foarte diferit, dar mai, un pic mai sănătos, un pic mai zdravăn, mai rezistent la boli și mai fără riscul de a se naște viței cu malformații, ca atunci, cum ar fi fost așa. Acum deci, îi plimb cei de la Hațic sau de la de aici, din Dâmbovița, de la Vucșani, îi mai rotesc așa cu ceilalți de la Vânători Neamț. Este foarte bine că trebuie evitată această consanguinizare. Vedem și în filmuleț cum ei sunt. Și iar strămoșul său direct este și strămoșul băurului, celebru bizon diluvial, Bison priscus diluvialis, care era mai mare decât zimbru de astăzi, mai impunător decât zimbru tipic, care a trăit de mult și din el s-au tras și zimbrii și băurii. De ce spun asta? Pentru că o parte a populațiilor. Fenomenul ăsta s-a întâmplat odată cu schimbarea climei din Cuaternarul Mijlociu, când o mare parte a pădurilor au, din cauza secetei, nu se știe exact ce a fost atunci, dar atunci stepa s-a extins și populațiile de zimbri, de bizon diluviale acolo s-au transformat, s-au adaptat la stepă, au evoluat la acel mediu diferit de pădure și s-au transformat încet, încet în băuri. Pe când cei care au rămas în zona de pădure au rămas în zimbri. Iar zimbrii care au rămas în zona de pădure a Eurasiei, foarte interesant, odată cu perioada aceea când încă era glaciațiune, au trecut în America de Nord, prin istmul din zona Beringiei, din peninsula Bering, care era o fâșie de pământ pe care au trecut și urși în America de Nord și lei în America de Nord din Eurasia,
Deci nu a fost primul animal care a ajuns în America de Nord, din Eurasia. V-am spus, și urșii tot de la noi vin și lupii tot de la noi vin din Eurasia. Așa au venit și zimbrii acolo și s-au adaptat la condițiile de acolo, s-au transformat încet, încet în bizonii americani. Deci sunt foarte asemănătoare, foarte înrudite toate aceste bovide sălbatice impresionante. Și bourul, și zimbrul, și bizonul, iată. În America de Sud nu sunt. Nu sunt, da. Acolo, predecți, lama ca și rumegătoare n-au ajuns, rumegătoare. Doar cervide, doar sunt cervide, câteva da. Cervide și lamele, care sunt și ele niște rude ale cămilor, în niciun caz nu sunt niște bovide. Acum ei sunt, să zicem, în pădurile Neamțului, mai liberi. Mulți și mai mulți și mai buni. Au parte de aceiași prădători, de aceeași ferocitate și acolo sunt râși, sunt lupi. Mai degrabă lupii și urșii. Știu că a încercat, iarăși, nu știu ce fundație să-l introduc așa, mai de capul lor, fără să facă studii serioase, în Făgăraș, într-o zonă, și e o filmare pe care ei cred că au șters-o după aia, au scos-o, că râdea lumea de ei, în care arăta o vacă de o femelă de zimbru, o zimbroaică alergată de un urs. Era o cameră de luat vederi pusă în pădure și era legată de un urs. Nu știm dacă a prins-o sau nu. Au scos-o filmarea aceea. Deci legat de reintroducerea lui ar trebui să facă studii mai serioase. Să nu se ia irupismul ăsta, cum îl fac anumite ONG-uri de mediu, care ar face orice să ia niște bani pe un proiect și să zică, uite, noi am băgat zimbri într-o zonă. Într-o zonă în care ce? În care sunt vânați de câinii maidanezi sau hoinari din păduri, alergați de viței, de așa ceva? Nu, trebuie făcut serios de către statul român. Cum statul român a demonstrat că știu să aleagă două zone și să îngrijească, mă refer la nucleul de la Bucșan și cel de la Vânător Neamț, ar trebui el să se ocupe în continuare de salvarea, menținerea și conservarea zimbrului în România. Mai specialiștii, dar după cum vedeți, statul român e slab. nu neapărat slab. Există probabil mai puțină preocupare în direcția asta și probabil că după atâta perioadă în care a lipsit, știu eu, materialul didactic, ca să zic așa, probabil că nici specialiști foarte buni nu avem. Și mergem, facem lucrurile după ureche. Și au lipsit oamenii care să susțină pasiunea, pentru că oameni cu idei și pricepuți au fost, dar dacă nu au fost încurajați și nu au fost plătiți cum trebuie, vă dați seama că asta e situația. Am fi putut și noi să fim ca polonezii, să avem la fel de mulți zimbri ca ei și să-i și vânăm ca și polonezii. Pentru că uitați-vă în America de Nord. În America de Nord, bizonul a avut o poveste extraordinară. De la aproximativ 400 de exemplare, el a avut o problemă care mai supraviețuit din o populație de peste 66 de milioane. Vă dați seama de exemplare cât au fost și au fost masacrați de europeni. Au mai rămas tot la începutul secolului trecut doar 400 și ceva de exemplare. Dintre care americanii au mulțit astăzi, cred că vreo 40 de mii, și au început să vâneze din ei pentru carne. S-au importat și în România cireți de bizon crescute pe undeva prin zona Ardealului, tot așa, pentru a fi sacrificate. Pentru că e o carne mai sănătoasă, fără hormoni, o carne de animal sălbatic, comparativ cu carne de vită de astăzi. Iar Polonia împușcă, în Polonia se împușcă și chiar și în Bulgaria, care au mai puțin zimbri decât ai noștri. Zimbrii care sunt bătrâni, sunt pe moarte, sunt oricum pe ducă, sunt împușcați, așa, trofeul lor este luat, banii se plătesc, cu banii sunt plătiți în continuare oamenii care au grijă, se repară țarcurile lor, banii sunt reinvestiți tot spre binele zimbrului. Asta înseamnă să faci vânătoare. Și de asta trebuie să înțeleagă opinia publică din România că vânătoarea responsabilă nu e altceva decât o conservare și cea mai bună formă de conservare. Deși poate spun anatema pentru mulți spectatori, mi-aș dori ca România să aibă o populație imensă de atât de mare de zimbri încât să se repermite iarăși vânătoarea la ei. Ce dimensiune ar trebui să aibă pentru spațiul nostru? Că acum habitatul nu mai are habitate, cred că nici 10% prielnic față de ce avea. Acolo deja e la luptă pentru mâncare cu cerbul. Nu, el a trăit, gândiți-vă că a trăit în contact cu cerbii sute de mii de ani și chiar milioane de ani și nu s-au călcat pe bătături, să zic așa. Problema sa mare astăzi e contactul, v-am spus, fiind un animal cu sănătate foarte șubre datorită inbreeding-ului și al consanguinizării strânse, el e în mare pericol să intre cu vaci bolnave în contact sau să calce, de exemplu, pe unde au fost vacile bolnave, să ia bol de acolo și să
și să se îmbolnăvească. Asta e problema lui cea mare. Nici braconajul, nici vânătoarea, nici lupii, nici urși. Nu este o problemă atât de mare ca contactul cu anumite vite bolnave. El e foarte sensibil. Nu mai este zimbru vigoros. La 1000 de exemplare ar fi fezabil pentru vânătoare? Da, cred că da, evident. Cam cât ar fi un trofeu? Păi nu știm. Eu, uite, personal nu m-am interesat cât se plătește statului polonez pentru un trofeu de zimbru, dar ar fi destul de scump. Banii sigur, vă dați seama că un animal foarte rar. E ca și cum, să zic, păstrăm proporțiile, ne-am duce în China să vânăm un urs panda. Chinezii vor spune, da, evident, urși și panda sunt foarte rari, dar avem și noi un exemplar bătrân care pentru suma, care oricum moare, așa că puteți să-l împușcați și banii să fie reinvestiți în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru urși și panda rămași. Tot acesta este mecanismul. Și mi-am să aminte acum de specialiștii pe care, să zicem, i-a ținut Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, o asociație veche, de 1923, dacă nu mă înșel, și m-am uitat astăzi pe site-ul Camerei Deputaților, la asociațiile care, cărora li se permite să intre în contact cu comisiile de mediu, de diferite domenii, Asociația AGVPS nu a fost admis să facă parte dintre asociațiile de mediu cu care, să zicem, deputații României ar putea să intre în contact ca să facă anumite legi. Deci m-am uitat, sigur, este... Nu știu nimic clar. Știu că ai avut contact cu... Ai lucrat nu mai știu nimic legat de asta. De foarte important că ai adus în discuție acest aspect, că poate cineva va verifica. E verificat. Chiar astăzi m-am uitat. Atunci, și AGVPS-ul nu este o asociație luată în seamă de Camera Deputaților. Nu știu mai multe ce să spun. Sunt ca vechime mai mici. Emisiunea aceasta va fi văzută și de domnii de acolo și vor lua măsurile care trebuie sau măcar AGVPS-ul să fie puțin mai... că știu că au departamente bine dezvoltate și au o tradiție în zona asta, probabil că și tu ți-ai făcut documentele mai degrabă la și ei. Legat de zimul, cred că mai degrabă Rom Silva ar putea să facă mai multe pentru el. Știi care treaba cu Rom Silva? Rom Silva i s-a băgat pe gât și parcurile naționale. Și e foarte și bine. E foarte bine, pentru că erau singuri... Dacă puneau ONG-urile de mediu mâna pe singura companie care poate să susțină lucrurile astea, dar și Cinegetica, dar uite că din nefericire totul se întoarce împotriva lor. Adică dacă vorbim de urși care fac anumite dezastre prin localitățile de munte Maurențiu, și nu numai... poate este un test și pentru ei. Poate că e un clin să cred că ceea ce nu te doboară te face mai puternic. Eu vreau să cred că ei vor trece prin asta cu bine și da, vor noi învăța. Noi să cheiem într-o notă optimistă. Absolut. Vă mulțumim, dragilor, pentru... Mai avem pentru... zimbri, să sperăm că vor fi din ce în ce mai mulți, nu neapărat pentru a fi vânați, ci pentru a fi admirați și pentru a vedea un simbol al sălbăticiei de odinioară a strămoșilor noștri, aici lângă noi, să zic așa. Doamne ajută! Mulțumim frumos, dragilor! Ne vedem săptămâna viitoare! La mulțumesc revedere. Și eu! La revedere!